Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul profesor universitar Valentin Dănăiață, pastor al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din Loma Linda, Statele Unite. Pe scurt, cum arată orașul Loma Linda? Este un oraș micuț care are o universitate. Și care micuț are... însemnând 30.000 de locuitori, ce am găsit pe net? Poate chiar mai puțin. Poate mai puțin, da. Okay. Are o universitate și de care are un spital de asemenea, care este cunoscut destul de mult. A avut loc primul transplant de inimă în Loma Linda. Primul transplant de inimă, interesant, de la un babuin la o ființă umană. Experimentul a controversat destul de mult lumea, dar s-a întâmplat acolo și îl folosesc doar pentru a înțelege eu știu, seriozitatea cu care acești oameni își fac meseria în zona respectivă. Da. Ați putea compara orașul Loma Linda cu un oraș din România? Nu cred că l-aș putea compara. Încă o dată, este un oraș micuț. Da. De fapt, a fost asimilat. Liniștit. Da. Oamenii de acolo își trăiesc liniștea și frumosul, astfel încât locul respectiv a fost considerat și declarat ca fiind Blue Zone, cu alte cuvinte, o zonă ecologică din punct de vedere al vieții. Oamenii trăiesc mai mult ca în alte părți, se hrănesc mai sănătos ca în alte părți, trăiesc mai sănătos ca în alte părți. Da, ați făcut o trecere spre următoarea mea întrebare sau curiozitate. Biserica Adventistă este cunoscută pentru accentul pus pe dietă, sănătate, coborând jos pe pământ, cu picioarele pe pământ, nu mănânci carne de nu știu care, ești ce, ești mai mândru, ești mai superior, mie. Adică se discuta, da. Sigur. Și bănuiesc că mai sunt rămășițe pe aici, pe acolo. Adică așa era privită această chestiune, te consideri mai superior pentru că nu bei bere, vin sau așa mai departe. Această atitudine spune o conservatoare a bisericii. Cum ar trebui cântărită până la urmă? Cum ar trebui primită de toți ceilalți creștini până la urmă? Dacă noi comparăm totul în termen de superioritate și inferioritate... Dar ăsta e păcatul nostru, ca să spun. Greșim mult. Dacă eu mă consider pe mine superior și dacă am un sindrom de superioritate, greșesc mult. Dacă ceilalți mă consideră pe mine superior și dânsii au un sindrom de inferioritate, de asemenea greșesc mult, greșim în toate părțile, da, din punctul ăsta de vedere. Da, da. A fi sănătos nu e o problemă de superioritate. A fi sănătos e o problemă de necesitate. Da. Mai mult decât atât, stimate domn, este un text colosal în Sfânta Scriptură. Dacă n-am cunoaște Scriptura de nicio culoare și am cunoaște numai textul acesta, probabil că ar fi capabil să ne schimbe în întregime viața. Nu e un text dogmatic. Nu aparține Bisericii Adventiste. Cum nimic din Scriptură nu aparține Bisericii Adventiste. Este, Scriptura asta este la îndemâna tuturor. O avem toți. Este comoara pe care o avem toți. Ei, textul ăsta sună cam așa. Nu știți că voi nu sunteți ai voștri, ci voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Nu știți că voi ați fost răscumpărați cu un preț? A fi templu, și dacă înțelegem noțiunea asta, atunci lucrul ăsta nu mă lasă să mă tratez pe mine oricum. Și nu e o problemă de infatuare treaba asta. E o problemă de obligație. E chestie de deontologie religioasă. Dumnezeu a zis, băi, voi sunteți temple ale Spiritului meu. Duhul meu cel Sfânt locuiește în voi. Dacă tu te manifesti sau te menții în calitate de templu, Duhul meu va putea rămâne în tine. Altfel, dacă tu profanezi templul acesta, Duhul meu cel Sfânt nu va putea rămâne într-un loc profanat. Condiția rămânii Duhului Sfânt e sacralitatea. Cu alte cuvinte, sfințenia. Sfințenia. Ia să vă întreb două întrebări absurde.
Spre exemplu, ați fumat vreodată în biserică? Nu, evident. Dar de ce? Pentru că, sincer, nici nu fumez. Am nu înțeles. Sunt fumător. Dar puneți-vă în pantofii unui fumător. De ce un fumător nu fumează pe oriunde, dar nu în biserică? Vedeți noțiunea de templu? A, înțelege noțiunea de templu. Dacă în biserică nu fumezi, dar nu se înțelege pe... înseamnă că ai înțeles ce înseamnă templu. Înseamnă că într-un templu nu poți să-ți permiți să fumezi. Este incompatibil. Și el nu înțelege că este și el un templu, cum a spus. Asta este pasul 2. Pasul 2 în secunda 2. Adică dacă în biserică eu nu fumez pentru că înțeleg ce este ideea de templu și, domnule, nu pot să-mi permit să fac asta înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e acolo. Pe când Dumnezeu îți spune că tu ești un templu, da, nu este același lucru. Înseamnă că acest cuvânt n-a ajuns la el? Și atunci pentru că în partea a doua ați vorbit despre educație. Da? Și atunci ar trebui să spunem foarte simplu. Nu fuma în biserică. Adică tu ești biserică. Același lucru cu alcoolul. Da. Dom'le, te duci beat la biserică? Nu mă duc, dom'le, beat la biserică. Dar bei vreodată în biserică? Îți permiți să bei în biserică? Nu beau, dom'le. Păi de ce nu bei? Mm-hmm. Adică nu mă poate face să mă opresc din băut nici când mă duc la ședință. Beau pe sub masă, fac ceva. Dar când mă duc la biserică, când mă duc la biserică, nu beau, domnule. Păi bine, dacă la biserică nu te duci beat sau nu bei, atunci cu biserica asta care e trupul tău, că zice, voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Voi nu sunteți ai voștri. Vreți să citesc exact cum scrie? Vă rog, dacă... Bun, dacă avem timp, da. Dacă avem timp, scurt de tot. Repede. 1 Corinteni, capitolul 6, vorbește Apostolul Pavel. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Și asta este obligația, de a proslăvi pe Dumnezeu și în trup, nu numai la nivel intelectual, teoretic, vorbind, predicând, pretinzând, nu, în mod practic la nivelul trupului. Or, acesta este principiul fundamental pe care Biblia îl lansează. Aș vrea să vă spun că nu e nimic adventist în toată treaba asta. Nimic. Practic, tot ceea ce face un adventist nu ține de o născocire proprie că el e adventist, vrea așa. Nu. Ci este produsul educației Scripturii. Scriptura ne conduce spre starea aceasta sau spre situația asta. Trebuie studiată. Trebuie ascultată. Absolut. Absolut. Da. Domnule profesor, iarăși revenim la firul ierbii. Mai există și această chestiune, se discută, pentru că am găsit o predică, sabatul între desfătare și povară, da? Discutăm despre acea zi a șaptea, că e sâmbăta, o parte a omenirii ține sâmbătă, o parte a omenirii ține duminică, o parte a omenirii niciodată, a șaptea zi dedicată odihnei. E vreo, eu știu, iertați-mă, deosebire flagrantă. Iarăși spun, trebuie să fim, dar aceste lucruri le-am trăit, trebuie să fiu supărat pe cel care ține duminică și lucrează sâmbătă, trebuie să fiu supărat pe cel care, spuneți-mi, ține sâmbătă, nu lucrează sâmbătă, lucrează duminică și invers, sau să fiu supărat pe cei care nu țin nici sâmbătă, nici duminică, a șaptea zi dedicată odihnei. Cred că ar trebui să nu fim supărați de niciun fel. Da. Asta e regula fundamentală. Libertatea. Sau critic. Da, să fiu critic. Libertatea aparține fiecărui om. În momentul în care însă eu mă raportez la Sfânta Scriptură și cred că Scriptura nu poate fi desființată, așa cum zice Domnul Iisus Hristos,
Atunci eu am o datorie să ascult Sfânta Scriptură. Asta. Iar dacă eu întreb Sfânta Scriptură cum e treaba asta cu închinarea, atunci, spre surpriza mea, aflu că Scriptura are un răspuns pentru mine. Haideți să vedeți. Pără. Dacă noi acum am fi încă în grădina Edenului, în paradis, în rai, și n-am fi fost dați afară din grădina Edenului, vreau să vă întreb, care ar fi ziua binecuvântată și sfințită? N-aș putea să vă răspund. Ziua când am fost... Nu, fiți atenți! Nouă ni s-a dat sfințirea și binecuvântarea în Eden. Mă provocați, domnul profesor, dar... În rai. Zice așa... În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. În ziua a șaptea s-a odihnit. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Deci, nouă ni s-a oferit binecuvântarea și sfințirea. Încă din rai. Da. Și s-a făcut lucrul acesta cu referire la ziua a șaptea. Așa. Cu alte cuvinte, la întrebarea pe care am pus-o, dacă am fi încă în rai, a șaptea, care ar fi ziua binecuvântată și sfințită până în ziua de azi? Ziua. Răspunsul este logic. Acolo. Ziua a șaptea. Bun. În legătură cu poruncile. Noi ținem poruncile sau nu le ținem? Suntem un creștinism moral sau suntem amoral? Cu alte cuvinte, e păcat să nu furi? E. Da, să minți. Yeah. Iertați-mă, eu am spus, e păcat să nu furi. E păcat să furi. Sigur că da. N-am fost atent. Iertați-mă. Pregăteam-mă continuarea. E păcat să minți? Sigur că da. Se vede treaba că noi ne raportăm la aceste categorii morale. Dom'le, nu minți, nu fura, da. Nu prea curvi. Respectă-ți părinții. Nu-i păcat să ai doi Dumnezei? Ba da, că e doar unul singur. Nu-i păcat să înjuri? Ba da, că zice să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Nu-i păcat să te închini înaintea idolilor, înaintea oricăror forme care îl reprezintă pe Dumnezeu în lumea materială? Ba da, pentru că zice acolo să nu-ți faci chip cioplit. Da. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul, jos pe pământ. Și observați cum noi ne raportăm la cele 10 porunci. Da. Interesant este, cine a scos porunca a patra afară din cele 10 porunci? De ce porunca a patra nu face parte din cele 10 porunci? Că porunca a patra zice, adu-ți aminte de ziua de odihnă. Cine a scos? Nu știu. Sau poate că știu, dar nu-i cazul să vorbim acum. Dar interesant este că atunci când zice adu-ți aminte, mă trimite unde mă trimite? Mă trimite în rai. Că acolo Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Foarte interesant. Da. Apropo, Iisus Hristos, ce zi a sărbătorit? Așa. Că noi zicem că suntem creștini. Și Scriptura spune că după obiceiul său, în ziua sâmbetei sau în ziua sabatului, Iisus Hristos se ducea la sinagogă. Da. După obiceiul lui. Nu spune că a fost o excepție că s-a dus odată la templu, ci spune că era obiceiul său. Ori dacă eu sunt creștin în toate aspectele și îl urmez pe Iisus Hristos în toate cele, dacă merg după urma lui, nu mă voi trezi în ziua de sabat împreună cu el în închinare. Dar a apărut și duminica, ziua șaptea, cum? Apelez la experiența noastră, la cercetarea dumneavoastră, la studiul dumneavoastră. Stimate domn... Adică nu intrăm în contradicție, pur și simplu o explicație de... Istoric, duminica a apărut în creștinism datorită unei nevoi politice pe care a simțit-o împăratul Constantin cel Mare, pe care noi îl considerăm sfânt, sau noi, în sfârșit... Tradiția creștină, ortodoxă, îl consideră sfânt și care la un moment dat și-a dat seama că imperiul său nu poate să meargă mai departe, rupt în două. O mare parte a imperiului său trecuse la creștinism, cealaltă parte era păgână. În 313 și 325 și 300 mai departe, asistăm la încercări deosebite de a uni aceste două aripi, care până acum se persecutaseră una pe alta, mai degrabă
păgânii persecutaseră pe creștini, îi omorâseră și așa mai departe. Și atunci, dintr-o dată, creștinismul, care până atunci a fost religie ilicită, a devenit religio licita, cu alte cuvinte, religie oficială. Și din momentul acela se cere ca la masa negocierilor să se facă ajustări religioase. Și creștinismul, sub împăratul Constantin cel Mare, a trebuit să stea la masa negocierilor cu păgânismul. La început a fost weekendul, când s-au sărbătorit două zile, sâmbăta și duminica, pentru că duminica a fost marea zi a păgânismului. Duminica a fost considerată dies solis, sau ziua soarelui, și pentru că zilele săptămânii erau închinate, eu știu, planetelor sistemului solar, luni, pentru lună, marți pentru Marte, miercuri pentru Mercur, joi pentru Jupiter, vineri pentru Venus, sâmbătă pentru Saturn și așa mai departe. Din cauza aceasta era normal ca ziua soarelui să fie cea mai importantă dintre toate celelalte planete, pentru că evident soarele e mai important. Și atunci duminica a fost ziua păgânismului. Sabatul era ziua creștinismului, care ieșea din persecuție. Și atunci, în negocierea respectivă, s-a folosit la început weekendul cu două zile de sărbătoare, și sâmbăta și duminica, și pe parcurs, când politica s-a impus destul de mult, s-a cerut trecerea la duminică ca fiind ziua cea mai convenabilă pentru toată lumea. Deci a fost, ce vreau să spun este că a fost o soluție politică, umană, dar nu o găsim niciunde în Sfânta Scriptură. Iar mai încoace am găsit weekendul liber, da, sâmbătă și duminică, astfel fiecare poate sărbători. Corect. Se pare că repetăm experiența anilor 300. Da, aveți dreptate. Dar revenind puțin, aș vrea să facem deosebire între soluțiile omenești și între un așa zice Domnul. Da. Că dacă ne întoarcem la Scriptură, atunci ceea ce trebuie să facem noi este să ne orientăm biblic la ceea ce se întâmplă, nu politic la ceea ce am găsit noi. Eu fac un apel, haide să ne întoarcem la Scriptură, dacă toți suntem creștini, haide să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, să ne învețe El. Și de asemenea, dacă suntem creștini, haide să ne purtăm ca Iisus Hristos în toate lucrurile. Și în ceea ce privește mila, și în ceea ce privește iubirea, și în ceea ce privește cinstea, și în ceea ce privește adevărul, și în ceea ce privește consecvența rațională și logică a adevărului, și în ceea ce privește ascultarea. Dacă Iisus Hristos a făcut un lucru, haide să-l facem și noi. Ce mare lucru! Dacă e vorba de ascultare, domnule profesor, încă de la începutul acestei biserici, membrii acestei biserici, de la început s-au gândit la sănătate și școală. Mm-hmm. Și așa, în timp, au apărut unități medicale, spitale foarte multe, pe întreg mapamondul, sub îngrijirea bisericii adventiste, printr-o structură ADAR, sau nu știu cum mi-e spune, n-am reținut, nici nu mi-am notat, iată mi-a scăpat, dar mii de spitale, mii de școli, da? Chiar cei care au inițiat această biserică au reușit în câțiva ani un colegiu, da, în Statele Unite să înființeze. Cum de s-a păstrat această inițiativă, ca să spun așa, dorință? Totul este biblic. Când v-am spus de un spital în Loma Linda, într-un orășel micuț, da, și o universitate în Loma Linda, cum să spun, spitalul, îmi pare rău că n-am știut să fie adus câteva fotografii, dar dacă intrați online și vedeți spitalul Loma Linda, veți vedea un spital care depășește de 500.000 de pacienți pe an. La noi, chiar și în județ, se punea problema de ce să avem un spital în municipiul reședință de județ și un spital, iată, modern, mare, la Fălticeni. Dar viața a demonstrat că acești 20 de kilometri între Fălticeni și Suceava îi parcurgi foarte greu și e nevoie. Dar iată că în Loma Linda, deci cu un număr de locuitori între 20 și 30 de mii,
Au e mai puțin dat. Mai puțin, da? Mai puțin dat, da. Ei, și universitate, avem și avem nu s-a pus problema asta. Ne trebuie spital aici, dacă știu, la 30 de și avem o unitate medicală cu mai multe secții, da, de asemenea, de dimensiuni uriașe. Da, da. Sfânta Scriptură spune că copilul trebuie învățat de mic. Sfânta Scriptură pune accentul pe educație. În cultura ebraică, familia care nu-și educa copilul era considerată sub blestem. Era o obligație fundamentală a fiecărei familii să ofere tot ceea ce poate în termenii educației cuvântului lui Dumnezeu și a educației în general. Scriptura unește știința naturală cu știința revelată sau cu cuvântul lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu este în primul rând creator, apoi răscumpărător. Cu alte cuvinte, creația ține de Dumnezeu tot atât de mult ca și mântuirea sau și răscumpărarea. Creația înseamnă fizică, înseamnă chimie, înseamnă creația ființei umane sau a corpului uman, înseamnă medicină, înseamnă toate științele sau toate ramurile științei care au de-a face cu descoperirea legilor naturii cosmice și a naturii terestre. Aceasta vorbește despre Dumnezeu întotdeauna prin natură, iar la aceasta se adaugă cunoașterea lui Dumnezeu prin Scriptură. Cele două trebuie să meargă împreună. Noi le-am separat, le-am rupt unele de celelalte, da, total anormal, total nefiresc. De asta spun, faptul că Dumnezeu accentuează atât de mult educația a făcut sau ar trebui să facă întotdeauna biserica să înțeleagă că educația este fundamentală. O biserică, da, care nu înțelege lucrul acesta, care nu depune eforturi în privința aceasta, își va pierde identitatea și își va pierde rolul ei în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, ceea ce se întâmplă acum la Suceava, din punctul meu de vedere, este un efort de educație creștină, un efort de a face ceva pentru a lumina și a ilumina mintea unui om care îl iubește pe Dumnezeu și vrea să-i cunoască pe Dumnezeu în, eu știu, în matricea aceasta a existenței noastre. Timpul rămase cam de 5 minute, va trebui să fim mai, să căutăm să fim mai scurți, da. Întrebare directă, frate pastor, cum îți alege temele, titlurile pentru predici? Iată, înnoirea Vechiului Testament, de ce nu poți să-ți ții legământul? Nu renunțați, fiți oameni, e bine să cunoaștem vremurile, că tot am vorbit despre vremurile din 1800, da? Ce știa lumea și ce nu știa despre biserică, despre Cartea Sfântă. Atenție, trage lumea la stânga, am gândit imediat în zona politică, pentru că cam mii și mii de ori și emisiuni de, da, de politică și am aflat că acolo omenirea nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, partea stângă. Da, da, da. Și iată o predică cu titlul, cred că la Suceava, da? Doamne, ce-i cu noi? Ce-i da, cu noi? Este titlul acestui program din Suceava, Doamne, ce-i cu noi? Trăim într-o vreme în care nu se poate, din ianuarie încoace, și poate și înainte, că am trecut prin pandemie, acum trecem prin război, prin crize financiare, da, prin crize economice, alimentare și așa mai departe. Se profilează la orizont din ce în ce mai tulbure tot felul de asemenea dificultăți. Nu se poate să nu spui întrebarea, Doamne, ce-i cu noi? Este un reflex verbal că noi ne întrebăm pe noi, Doamne, ce-i cu noi? Dar dincolo de reflexul verbal e o realitate. Ar trebui să-L întrebăm pe Dumnezeu foarte serios ce se întâmplă cu lumea noastră. Mă întorc din nou la ideea de profeție. Sunt evenimente ale lumii noastre care nu pot să scape ochiului profetic. Iar vremea pe care o trăim și o traversăm noi acum este foarte serios sub acest ochi profetic și Dumnezeu a îndrăznit să se pronunțe în legătură cu vremea asta dificilă în care noi trăim astăzi. Din cauza asta, întrebarea, Doamne, ce-i cu noi?
Se exagerează mult, există fake news, ceea ce înseamnă că există multă minciună. Există uneori prea multă indiferență și prea multă încredere. Toată lumea crede că stă bine, toată lumea crede că este bine în dreptul ei. În realitate Dumnezeu nu ne lasă chiar așa. Dumnezeu ne avertizează, Dumnezeu ne scutură, Dumnezeu vrea să ne trezească. Uneori Dumnezeu chiar vrea să ne neliniștească. Pentru că a sta liniștiți într-o vreme de criză e prost. Da. Mai leg un titlu de dialogul nostru. E vorba, cred, de nuanțe. N-am deschis clipul respectiv, pentru că am vrut să-mi spuneți direct. Dar, deci, e o nuanță. Deci, poți să pui în diferite forme. De ce nu poți să-ți ții legământul? Mm-hmm. Sau... De ce nu poți să-ți ții legământul, îți spun eu, alte nuanțe care ar fi. Deci prima ar fi, cum am zis eu, băi, de ce nu poți? Cred că prima nuanță e cea care are relevanță în ziua de astăzi. Majoritatea dintre noi spunem că e prea greu. Majoritatea dintre noi spunem că nu-i cazul. Majoritatea spunem că merge și așa. Am intervenit sau a apărut ideea de relativism. Lasă că nici tu n-ai, nu-i chiar așa cum zici, nici tu n-ai dreptate, nici tu n-ai dreptate, nici tu n-ai dreptate. Trăim într-un soi de pluralism în care spunem lasă că merge și așa, și așa, și așa. Adevărul nu se știe. Îl confundăm întotdeauna cu un soi de ceață așa în care suntem noi și cu toate astea spunem lasă că Dumnezeu e bun până la urmă. O să ne ia El pe toți, așa, și o să ne ducă într-o lume mai bună. Ori Evanghelia asta nu există. Evanghelia asta cum că ne ia pe toți și ne duce într-o lume mai bună, nu există. Există o altă Evanghelie în care Dumnezeu spune așa, omul care vrea o viață bună și se luptă pentru ea și chiar trăiește o viață bună, va avea parte de o viață bună. Omul care chiar nu-l interesează viața bună, care chiar calcă în picioare toate principiile fundamentale pe care Dumnezeu le-a lăsat ca fiind definiția binelui, omul acela s-ar chinui într-o lume mai bună. Chiar dacă l-ai lua în cer, cerul ar fi locul lui de chin. Îmi pare rău să o spun, dar a existat o carte veche, Polemici Cordiale, Octavian Paller. În cartea aceea citeam cu ani de zile în urmă, spre stupefacția mea, declarația lui Octavian care spunea: mie, să fie clar, nu-mi place cerul. Nu-mi place. Modul în care este prezentat, ceea ce spune că va avea loc acolo, mie nu-mi convine. Vedeți, cum să te ia Dumnezeu forțat să te ducă într-un loc care nu-ți place? Nu vrei, asta este. Da. Domnule profesor, în cariera dumneavoastră, cariera impropriu, dar în fine, n-am găsit alt cuvânt, a fost vreodată un om cu mai multe sau mai puțină școală care să vă fi atras atenția asupra unor aspecte din Sfânta Scriptură și iar dumneavoastră să uitați, pur și simplu. Asta ca și cam la un politician. Nu știți strada mea? Bine, ok. Dar am alte treburi. Nu numai odată. Primul care a făcut treaba asta cu mine a fost taică-miu, care a venit și nu odată, nu de două ori, mi-a corectat viața. Apoi au existat profesori care mi-au corectat viața. Apoi au existat oameni cu care m-am întâlnit, care mi-au dat lecții fantastice de bunătate, de probitate, de onestitate, de cinste. Oameni în fața cărora am meritat să scoți pălăria și care era o mărturie a faptului că Dumnezeu lucrează peste tot. În oamenii care chiar doresc să se lase educați, formați, folosiți de Dumnezeu. Nu, eu nu mă consider ca fiind acela care este de necorectat, ba dimpotrivă. Eu am nevoie de corecție în continuu. Din cauza asta eu studiez Scriptura în fiecare zi. Din cauza asta îi cer lui Dumnezeu să mă corecteze în fiecare zi. Eu nu numai că sunt un om perfectibil, dar sunt un om supus greșelii și îmi dau seama de lucrul acesta.
Am nevoie de iertarea lui Dumnezeu în fiecare zi, cum am nevoie și de împuternicirea lui în fiecare zi, pentru ca să nu mai greșesc de 5 ori în același loc. Da. Două rugăminți pe final de emisiune, dacă vreți să ne împărtășiți, adică mie și colegilor mei, ați spus această istorie a complexului, a ansamblului arhitectural din Constantin Brâncuș. Da. Un minut și un minut pentru următoarea rugăminte. Așa cum știți, ansamblul Brâncuș este format din 3 piese de arhitectură modernă. Vă întreb pentru că sunteți din zonă, da. Da, o să, am uitat să adevărat. Precizez pentru telespectatorii noștri care nu. Da. Coloana infinitului, poarta sărutului, masa tăcerii. Am crescut acolo, am făcut liceul în Târgu Jiu, treceam în fiecare zi pe lângă coloana infinitului, mă refugiam și mă recream în parc, așa că a fost o problemă pentru mine și nu știam de ce oameni vin din străinătate și se tot zgâiesc la coloana infinitului și mă tot uitam și ziceam, ce vedeți bă aici, că eu nu pricep nimic. Până într-o zi când un om deosebit, unchiul Mircea, m-a luat deoparte și mi-a zis, tu știi cum numeau țăranii altă dată coloana infinitului? Și am spus, nu știu. Și el mi-a zis, coloana recunoștinței fără de sfârșit. M-a uluit. Apoi mi-a povestit despre masa tăcerii, că ar fi cina cea de taină. Apoi am descoperit că între cina cea de taină și coloana recunoștinței fără de sfârșit, poarta sărutului nu reprezintă căsătoria românească neapărat, chiar dacă are simboluri sau folclor românesc în structura ei, dar ideea este sărutul lui Iuda. Toți cei care vor vizita complexul Brâncuș, observați că poarta sărutului este la ieșirea din parc, la ieșirea din grădină, exact acolo unde Iuda s-a întâlnit cu Iisus Hristos și cu ceata de derbedei care a venit să-L ia pe Domnul Iisus Hristos. Deci a fost cina cea de taină, apoi a fost sărutul trădării lui Iuda și apoi aleea aceea dreaptă merge spre coloana infinitului. Veți observa, coloana infinitului este pe o mică, pe un mic delur delușor, pe o mică ridicătură care este deasupra orașului Târgu Jiu, cel puțin deasupra fostului oraș din vremea lui Brâncuș. Ori Iisus Hristos a fost răstignit pe dealul căpățânii în afara Ierusalimului. Locul geografic corespunde cu această realitate a răstignirii lui Iisus Hristos când coloana infinitului era atunci puțin în afara orașului. Închei spunând, coloana infinitului poate să fie simbolistica crucii, dar mai mult decât simbolistica crucii, coloana infinitului este răspunsul uman la crucea lui Iisus Hristos. Este coloana recunoștinței unei generații care se ridică după altă generație și altă generație și altă generație. Bun. Fiecare romb are 1,80 m dimensiunea unei ființe umane. Sus de tot se termină coloana infinitului cu un romb tăiat la jumătate care mi-arată că ultima generație, generația care trăiește, eu și cu tine astăzi, stăm în fața cerului deschiși precum o carte. Rombul nu se închide, rombul rămâne deschis astfel încât secțiunea de la jumătate nu face altceva decât prezintă o suprafață deschisă în fața cerului. Cerul și cu generația ultimă stă față în față pentru ca să se citească reciproc, să se înțeleagă reciproc. Și în acest dialog se află recunoștința fără de sfârșit pe care ființa umană o are de transmis cerului întreg și pe care cerul o poate citi în noi astăzi. Închei, cum v-am mai spus de câteva ore, de cum am spus, că am descoperit cu această ocazie ce înseamnă să te adresezi, normal, firesc, civilizat. Frate pastor, pentru încheiere, pentru încheierea emisiunii noastre, un gând spiritual care vă place și să-l transmiteți și celor care, da,
care vin la predicile dumneavoastră, dar și celor care ne urmăresc și vă asigur că sunt destui. Vă mulțumesc. Vă ofer ca un dar din partea mea textul din Epistola Sobornicească a lui Iacov, capitolul 1 cu versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Vreau să vă invit, toți aceia care veți urmări această emisiune, nu uitați, proiectul Doamne, cei cu noi este în derulare, este în desfășurare. V-aș invita cu dragă inimă să participați la acest dialog de suflet pe care l-am inițiat aici în Suceava. Vă mulțumim pentru invitație, mulțumim pentru participarea dumneavoastră la emisiunea noastră. Doar gânduri bune pe calea ceea ce o urmați. Vă mulțumesc. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Numai bine!